Salutare și bine v-am regăsit la un nou video, eu sunt Sorin Veșteman și astăzi am să vă arăt un truc incredibil. Prima dată vi-l fac și pe urmă am să vi-l explic. Pentru început am nevoie ca un spectator să aleagă o carte, să spunem că o alege pe aceasta. În cazul ăsta pot să o văd, nu e niciun fel de problemă, avem o damă de treflă selectată, putea să fie orice carte. Și tot spectatorul poate să o pună unde vrea. Hai să spunem că zice stop și unde a spus stop o voi pune exact în locul acela. Țineți minte, pun cartea cu spatele și restul pachetului peste. Am să vă spun dinainte ce vreau să fac. Vreau să fiu un ninja mic. M-am și tăiat aici la deget, la cât de ninja sunt. Cu o singură mână voi întoarce dama de treflă, cartea spectatorului, în pachet. Cu o singură mână, da? Fiți atenți. Gata, am întors-o. Nu mă credeți pe cuvânt. Foarte bine că mă credeți pe cuvânt, că se pare că am întors altă carte. De fapt am vrut să întorc cartea asta, nu mint, pentru că 5 e un fel de indiciu. Hai să numărăm 5 cărți. Avem așa, 1, 2, 3, 4 și asta 5-a carte, da? O să strâng restul cărților să nu ne încurce. Și da, mai trebuie. V-am spus că sunt un mic ninja și dacă mă credeți pe cuvânt, vă arăt că aici sunt, de fapt, 4 ași. Dacă vreți să înveți trucul pe care tocmai l-ai văzut și îți place, apasă butonul de like și de asemenea abonează-te la canal pentru că pun o grămadă de trucuri și am mai pus și o să mai pun și o să mai fie. Bun, pentru a face acest truc pe care tocmai l-ați văzut este foarte ușor de făcut. Aveți nevoie de un 5, orice fel de 5, eu am folosit 5-ul de romb și de asemenea mai aveți nevoie de cei 4 ași. Bun, veți lua cei 4 ași, îi veți pune cu spatele și 5-ul de romb cu fața peste ei. Și restul pachetului peste. Nu trebuie să aveți toate cărțile în pachet, eu le am, nu lipsește niciuna. Bun, deci aveți sub pachet cei 4 ași cu spatele, 5-ul de romb sau orice fel de 5 cu fața și restul pachetului peste. Veți întinde cărțile, aveți voie să le întindeți până aici. Nu știu dacă ați văzut, am început filmulețul cu un dribble, adică am început așa, deși nu am zis nimic, doar vizual v-am convins că toate cărțile sunt cu spatele, nici n-a trebuit să menționez că am vreo carte cu față sau ceva. Adică nu trebuie să băgați în seamă chestia asta. Bun, va trebui ca cineva să aleagă o carte, să spunem că o alege pe aceasta. Voi nu trebuie să o vedeți cartea, ziceți doar să se uite spectatorul la ea, dar acum pentru că filmăm, pot să mă uit și eu, avem un popo de rom, da? Adică trebuie să vă arăt carte. Bun. Deci în momentul de față aveți o carte selectată de către spectator și a rămas la fel pachetul. Va trebui ca acum să zică cineva stop sau pur și simplu puteți să tăiați jumătate de pachet. Ideea e că spectatorul va trebui să pună cartea deasupra pachetului, fie că dăm așa și o pun aici deasupra, fie că facem asta doar în mână, poate nu avem o masă, putem face chestia asta cu swing cut, adică aveți pachetul așa, degetul mare aici, două degete aici sus, cu arătătorul rupeți jumătate de pachet, vine în palmă luat așa, exact așa cu poziția asta, spectatorul ne pune cartea aici în pachet și restul pachetului peste. Înainte să închid pachetul mai bine, vreau să vedeți că aveți cartea spectatorului, cei 4 ași și cartea întoarsă cu fața. Îi veți spune că îi veți întoarce cartea cu fața. Vă speriați un pic că ați greșit chiar și voi. Puteți să tăiați de la cartea asta întoarsă, adică 5 de romb, din dreapta trebuie să tăiați la o parte și puteți să o puneți chiar sub pachet. Și spuneți că acesta este un indiciu, e un fel de GPS, vrăjeala voastră, nu mă interesează. Ați dat la o parte, numărați 1, 2, 3, 4 și a 5-a carte este cartea lui, spectatorul lui. Da? În cazul ăsta avem popa de romb și arătați că aici aveți de asemenea 4 ași sau puteți pune oricare alte 4 cărți. Puteți să puneți 5, 4, 3, 2, as și după aia popa. Nu știu, cum credeți voi? Și asta puteți să o și arătați ceva de genul. Dar cred că cu 4 ași arătăm mai bine. V-a plăcut trucul? Dacă da, încă o dată vă zic, apăsați butonul de like și de asemenea să fiți abonați la canal pentru că vor urma și alte trucuri impresionante și de asemenea lăsați și un comentariu și spuneți în ce părere ați avut voi despre acest truc. Hai! Noapte bună!